Antrenorul părinților Cu Mirela Retegan și Gașpar Gheorghi La Europa FM Bună ziua părinți, bună ziua copii Sunt Mirela Retegan și împreună cu Gașpar Gheorghi Vă invităm la o nouă ediție Antrenorul părinților aici la Europa FM În premieră fiecare ediție se întâmplă aici la Europa FM, după care ne puteți auzi și în format de podcast și pe online dacă ratați această emisiune sau dacă vreți să vă notați lucruri sau re să rețineți lucruri pe care noi le discutăm. Cașpar Ezoz, astăzi... Așa... Tema nu e deloc ușoară, dar aș vrea să o tratăm uh, relaxați. Cu ușor umor. Cu ușor umor, pentru că uh, suntem din ce în ce mai mulți cei care ne regăsim în această situație și ar fi bine să rămână oamenii cu niște idei din povestea noastră. Este despre cum abordăm un partener care are un copil dintr-o altă relație. Mm -hmm. Ne întâlnim cu el, o găsim pe ea doar că până la noi el a avut o viață, ea a avut o viață. Unii căsătoriți sau nu au copii cu alți oameni. Și noi ne îndrăgostim de omul pe care l-am întâlnit în club, l-am întâlnit la o discuție, am ieșit la restaurant și vedem bărbatul, vedem femeia și dintr-o dată descoperim că mai are la pachet. Știi, când am, când am început această. Uh -huh. idee de a discuta despre emisiune mi-am amintit de toate uh, anunțurile matrimoniale cu ani în urmă care precizau din prima propoziție uh, femeie superbă 50 de ani, liberă, independentă, uh, cu o stare materială bună, fără obligații uh -huh. obligații înseamnă automat că ai copil da, da, fără responsabilități, cu alte cuvinte. Despre asta e vorba. Un subiect foarte interesant. Hai fără. să învățăm cum ne comportăm atunci când omul de care ne îndrăgostim, până să ne căsătorim cu el sau poate chiar dacă ne căsătorim, are un alt copil sau mai mulți copii dintr-o altă relație. Cred că e foarte important, Mirela, să realizăm că, într-adevăr, în zilele noastre, familiile au forme diferite, structuri diferite. Există familii cu ambii părinți prezenți, există familii cu două mame, cu doi tați, dar avem și familii în care există un singur părinte. Și evident că această persoană, dincolo de rolul de părinte, are și alte roluri foarte importante, de exemplu acela de partener. Și în momentul în care inițiem sau dezvoltăm sau ne propunem să avem o nouă relație de cuplu, este foarte, foarte important să nu ascundem existența unui copil. Așa cum ai punctat și tu, sunt oameni care și asumă, da, am un copil, însă sunt și destul de multe povești de viață, în special atunci când vine vorba de femei, auzim asta, femei trecute de o anumită vârstă, care punctează faptul că ele este teamă să amintească, să sublinieze faptul că ele au copii, ca să nu fie respinse, ca să nu fie date la o parte ca să nu piardă în raport cu concurența. Ce surpriză! Eu mă gândeam că bărbații mai degrabă ar ascunde asta. Să știi că nu bărbații, ce ne arată studiile de specialitate e că un bărbat care are grijă de copii, chiar dacă e un bărbat văduv sau un bărbat divorțat, are succes mult mai mare la femei decât un bărbat fără copii. Pentru că femeile de regulă inconștient caută în bărbat un tată, un părinte bun pe care se pot baza ele și alături de care își pot întemeia o familie. Și în momentul în care femeia vede că bărbatul are grijă de copii, că e implicat, că e generos, că e empatic. Asta îi stârnește imaginația femeii. Nu sunt cu nimic diferită de studiile specialiștilor. <laughs> Îmi dau seama că eu iubesc bărbații tați. Ceea ce are și sens. Și da? cultiv bărbații tați și uh, sunt fascinată de tații care își asumă rolul de părinte în viața copiilor. Cunosc destul de multe cupluri în care femeile îmi spun că ce le stârnește din punct de vedere erotic cel mai tare la partenerii atunci când partenerul își asumă rolul de tată. Hai să ne întoarcem la Așa. persoanele singure da. care, nu mă în familie și patul <laughs> oamenilor care sunt deja în cuplu. Că noi vorbim astăzi despre ea care caută pe cineva și descoperă un partener nou care are un copil dintr-o altă relație. Nu, no, de aici încolo, cum ne poziționăm, cum abordăm acest subiect? Există foarte multe modalități de a ne raporta la o astfel de situație, și cred că e important să începem cu ce credem noi despre oamenii care au copii. Și dacă credem că putem face loc în viața noastră nu doar unui partener, dar și celorlalte persoane importante din viața partenerului. Pentru că atunci când intru într-o relație cu un bărbat care a mai fost căsătorit sau care are copii fără să fi fost căsătorit, sau cu o femeie care se află în aceeași situație, e nevoie cumva să fac loc, să fac spațiu în gândurile mele, în inima mea, în trăirile mele și pentru acel copil sau pentru acei copii cu care vine partenerul. Și s-ar putea ca unii dintre noi să spune da, mi-am dorit dintotdeauna copii, nu știu dacă o să am copii și o binecuvântare pentru mine că apare în viața mea cineva cine are deja copii. Sau e și varianta în care o persoană realizează că nu, nu aș putea sau nu-mi imaginez sau nu cred că e posibil să mă atașez de copii altcuiva, de aceea sunt foarte atent atunci când vine vorba de procesul de selecție a posibilului partener să fie un criteriu de care să țin cont, să nu merg sau, către persoane care au copii. Sau să mă duc către aceste persoane, sperând că acel copil nu va face parte și din viața noastră. Care e, într-adevăr, o altă posibilă perspectivă, însă, mi se pare că e ușor nerealistă. E, e greu de imaginat că un părinte care într adevăr își asumă rolul de părinte și care vrea să investească și în relația cu copilul, va putea construi o relație de cuplu cu cineva fără să fie afectată acea relație de cuplu sau fără să fie uh, atinsă din când în când acea relație de cuplu și de prezența copilului. Și chiar dacă nu și asumă Gașpar, știu foarte multe familii care trăiesc uh, într o păcăleală. Uh -huh. știi uh, Tatăl meu are un copil dintr-o altă relație, dar noi nu-l cunoaștem pentru că mama e interzis să se vadă cu acel copil. Știi, mama mea a mai avut un copil, dar e cu tatăl și cu noua soție și noi nu. Sunt, sunt foarte multe familii în care nu s-a păstrat relația cu acești copii și trăiesc într-o minciună permanentă care. Lasă o amprentă foarte puternică în familiile respective. Ei doar au senzația că sunt ok și că păcăleala asta îi ajută să aibă ei coconul lor. Exact. Și cred că ăsta e cuvântul cheie pe care l-ai punctat de două ori atât de frumos, și anume că e o păcăleală. Un părinte care nu poate avea grijă de ființa umană care i-a dat viață, care nu poate interacționa, care nu poate comunica, care nu poate petrece timp cu această ființă, indiferent că e conștient sau nu acest părinte, cu siguranță suferă. Cu siguranță e o durere și o energie care s-ar putea să influențeze fericirea, starea de bine, sănătatea. Și dacă nu suferă el? Undeva în lumea asta există un copil Absolut. care tânjește să știe adevărul despre relația cu părintele lui biologic. Exact. Și aș vrea să nu trecem prea ușor peste subiectul ăsta, pentru că sunt foarte multe femei care se păcălesc. M-am îndrăgostit de el, avem o relație minunată, o să ne căsătorim, facem copii, are un copil, da, nu e important, pentru că mama se ocupă de el și copilul nu va face parte din viața noastră. Energetic, acel. Copil va fi toată viața între tine și bărbatul ăla. Sigur. Eu cred asta din toată viața. Acest mea. copil va fi prezent atât timp cât el trăiește, atâta timp cât părinții și noul partener sunt în viață. Și mai e un aspect foarte, foarte interesant. O anumită perioadă de timp în copilăria mea, părinții mei au fost divorțați. Uh, și au fost câțiva ani buni în care nu am interacționat cu tata, iar mama ca orice femeie care era suficient de conștientă de importanța ei și de valoarea ei, evident că și-a dus energia și către alți posibili parteneri. Și mi-aduc aminte de un domn pe care l-am cunoscut și eu, un domn care părea extrem de civilizat, de bine educat, de manierat, de uh, o ființă umană extrem de demnă de a fi apreciată, spune adultul Gașpar. Însă, în universul meu interior în calitate de copil, în ciuda faptului că știam că mama nu a fost fericită alături de tata, am simțit că nu e ok să fie acest bărbat acolo. Am simțit că e un intrus, am simțit că nu mă pot atașa de acest bărbat pentru că dacă aș face asta, l-aș trăda pe tatăl meu. Sigur că sunt trăiri pe care majoritatea copiilor le au și pe care le pot gestiona cu o singură condiție. Să fie un adult alături de care să poată să pună în cuvinte, să exprime, să descarce toată această încărcătură. Poate că dacă mama ta ar fi știut cum să te ajute să ai o relație Sigur. cu tatăl tău și să-l vezi așa cum era și să te bucuri pentru că mama ta a întâlnit un bărbat care să o iubească, să o îngrijească, să o susțină și să aibă grijă și de voi împreună cu ea și nu ai fi simțit niciodată că acel bărbat îl înlocuiește pe tatăl exact. tău. Exact. Știi că aici mi se pare că oamenii uită să le atragă atenția copiilor. Niciodată soțul unei femei nu este tatăl biologic al copilului pe care ea l-a avut cu altcineva. Absolut, exact. Am, am trăit uh, o experiență foarte uh, tristă. Cu o persoană publică pe care am cunoscut-o la un moment dat, și care se căsătorise cu un domn care avea un copil dintr-o altă relație. Eu cunoșteam relația cealaltă, o cunoșteam pe mama copilului. Și de fiecare dată când ne întâlneam la evenimente, eu făcând multe petreceri cu copii, doamna respectivă celebră prezenta copilul, copilul nostru, băiețelul meu. Măi Gașpar, mie mi se strângea stomacul când auzeam asta Pentru că eu știam drama mamei de acasă Care se temea fix de faptul că ar putea să fie înlocuită Iar munca mea cu mama de acasă era să o fac să înțeleagă Că nimeni nu-i va lua ceea ce ea este pentru copilul ei Știi ce e foarte trist? că Oamenii s-au despărțit și copilul ăla n-a mai fost copilul Doamnei celebre. N-a mm -hmm. -a mai existat, pentru că despărțindu-se de tatăl copilului, a dispărut și copilul din viața Doamnei și Doamna din viața copilului. da De aceea e atât de important să nu sărim în a folosi niște cuvinte foarte mari. Și să vedem ce impact ar putea avea aceste cuvinte pe termen lung, ce se întâmplă cu noi, într-adevăr, dacă ne despărțim. Vom păstra relația cu acel copil, nu vom păstra relația, cum anume putem păstra relația. Am văzut situații în care uh, și-au schimbat numele. Mamele copiilor și-au schimbat și numele copiilor uh -huh. care aveau numele tatălui biologic, după care s-au despărțit de soții lor și au rămas cu numele unui străin, Sigur. care a fost o perioadă temporară prezent în viața lor. Sunt tot felul de povești de viață. Cum să facem să nu, să, să nu greșim într-un fel în care să, să, să frângem sufletele copiilor noștri? Uite, sper să nu te dezamăgesc foarte tare însă nu cred că putem trăi fără să greșim însă putem repara okay. putem transforma putem face lucrurile mai bine dacă conștientizăm recunoaștem că da poate ce am făcut în trecut nu a fost cea mai bună decizie, cea mai bună strategie. Dacă dau seama într adevăr că nu am avut un comportament tocmai demn de aplaudat în interacțiunea cu copilul partenerului meu de viață. Dacă îmi dau seama că nu știu ce înseamnă să fii părinte, știi că vii tu, de exemplu, în viața mea, ne imaginăm că noi doi ne cunoaștem da. acum și tu vii cu Maia în viața mea. Eu care nu am avut copii, nu știu ce înseamnă să fii un părinte biologic. Poate n-am citit niciodată că de parenting, n-am fost la terapie, nu ascult antrenorul părinților. E, e o mare provocare, chiar dacă iubesc copiii, chiar dacă îmi sunt dragi, chiar dacă pot. Interacționa cu ei, să te primesc în viața mea în așa fel încât uh, să fie nu doar bărbatul Gașpar, ci și părintele adoptiv sau tatăl vitreg Gașpar. Și aici sunt responsabilități și tascuri diferite pentru cele două roluri. Ne vorbim de faptul că e foarte important să nu uit niciodată că acest copil are un alt tată. Eu pot să fiu doar un surogat parental, nu voi fi exact așa cum ai punctat și tu, niciodată părintele biologic, iar acest proces necesită timp. Acest proces necesită foarte multe interacțiuni foarte multe greșeli, inclusiv, pe care după aceea le putem remedia. da, îmi dau seama că nu știu cum se crește un băiat de 15 ani, o fată de 10 ani și am nevoie de timp să învăț asta, să descoper asta. Am nevoie inclusiv Mirela uneori, poate să interacționez cu celălalt părinte biologic al acestui copil, pentru că acel părinte să vadă că eu sunt un om integru, care nu vreau să iau copilul, care nu vreau să-l privez de responsabilitățile parentale, însă pot fi o persoană resursă care face parte din sistemul relațional al acestui copil și care poate contribui cu ceva pozitiv, care poate aduce nu știu, o nouă cunoaștere în viața copilului, noi experiențe, noi oportunități adică în stai, viața stai, copilului. Dacă tu te însori cu mine. Așa. Sau avem o relație. Da. Da? Și tu ai un copil dintr-o altă căsătorie. Tu îmi zici mie că ar trebui să mă întâlnesc cu fosta ta, mama copilului și să stăm la o cafea să vorbim? Pentru mine, în calitate de tată și de partener, pentru copilul meu e foarte important dacă e posibil acest lucru. Și pentru mine, în calitate de nouă partener a ta, Sigur. e important să o liniștesc pe cealaltă? E important, că nu să iau locul. Exact, e important ca mama copilului să știe că este respectată suficient de mult încât nu vrea nimeni să -i ia rolul. Ok, și dacă mama este o scorpie care va folosi copilul împotriva fericirii mele cu tine, Gașpar? E posibil. În momentul în care oamenii se despart e multă durere, e multă suferință pentru absolut uh, toată lumea. Uh, și nu e ușor de dus și de gestionat această suferință, însă cu toate acestea e, dacă tu ai suficient de multă energie, e important să nu intri în acest joc, uh, probabil nu tocmai inteligent relațional al mamei copilului. Să te întreb ce ai putea face Diferit pentru a nu contribui la o luptă de putere, la un război, pentru că starea mea de bine ca bărbat depinde de ce se întâmplă cu oamenii importanți din viața mea și tu în calitate de parteneră poți fi un om foarte, foarte important, dar mai există și alte persoane, nu e singura persoană importantă. Îmi amintesc de o prietenă care în urmă cu foarte mulți ani se măritase cu un bărbat care avea două fete dintr-o altă relație și mama fetelor nu le permitea copilelor să dezvolte o relație. o relație apropiată cu noua soție uh -huh. care își dorea foarte mult să se implice în viața fetelor și ea suferea îngrozitor că nu îi se dă voie și i-am și zis, măi, tot ce pot să-ți spun e să te bucuri că nu sunt eu mama acelor copii, <laughs> Și i-a zis, de ce? Te transformam în bona de lux. Deci eu îmi făceam toate vacanțele, îmi, îmi făceam toate mofturile, mă duceam în toate excursiile posibile și îți dădeam toată voia din lume uhum. să ai grijă de ele, să le hrănești, să stai când fac febră, să stai cu ele în spital dacă e nevoie, dacă o, să le duci la școală, să le aduci, să faci teme, să mergi la 10.000 de opționale și eu să-mi văd frumos de viața mea pentru că oricum pe mine mă vor iubi. Sigur. Ca pe mama lor toată viața. Și asta s-a uitat așa îngrozită la mine și a zis: Nu m-am gândit la această perspectivă niciodată. Exact. Păi, gândește-te, vrei să fii bona de lux sau vrei să rămâi o prietenă decentă, care își cunoaște poziția, care este noua soție a, a tatălui. tatălui, dar nu înlocuiește nici pe mamă, nici pe bună, nici pe bunică, nici pe nimeni altcineva din viața acestor copii. Ah, ok. <laughs> și să știi că a ținut cont de ce i-am spus și a început să construiască o relație uh, normală, nu disperată să, să fie... Fără parte zbucium. Din viață, fără uh -huh. zbucium. Cred că asta, asta ne, ne încurcă uneori, că ne dorim mai mult decât e normal și firesc în, în momentul respectiv. Și uneori ne dorim lucruri... Uh... Pe care, cu adevărat, în Universul nostru interior, nici nu punem atât de mult accent. Ne dorim uneori doar pentru că așa fac alții, pentru că așa spun alții, pentru că sunt normele culturale, dar e foarte important să pornim de fiecare dată de la ce vreau eu. Îmi asum într-adevăr tot pachetul sau nu? Aș prefera mai degrabă exact așa cum ai spus și tu, să fiu o bună prietenă la care pot apela acești copii din când în când. O să ne întoarcem după pauză și vreau să vorbim despre cum facem față tradiționalismului, părinților noștri care nici nu vor să audă că noi ne-am putea cupla cu cineva care are un copil dintr-o altă relație și cum să crești tu copilul altcuiva, că poți și tu și meriți și tu să ai copilul tău și o să trebuiască să împarți averea cu copilul acelui om și tot ce muncești tu de acum înainte. Să încercăm să aflăm dacă putem să determinăm partenerul să ne iubească copilul dacă el nu are această capacitate, cum pot eu să împac cei doi bărbați din viața copilului meu sau tu, cele două femei mm -hmm. din viața copilului tău, dacă ele nu vor să se împace? Aș vrea să vorbim puțin punctual în a doua parte, tocmai ca să îi ajutăm pe oameni să rămână cu niște lucruri pe care să le poată și aplica. Ne vedem după pauză! Ne-am întors la antrenorul părinților, Gaspar Gheorg și Mirela Retegan și un subiect cu care eu m-am confruntat, recunosc acum foarte mulți ani. Am scris în pledoarie pentru mami și tati toate frământările mele și toate revelațiile pe care eu le-am avut în calitate de mamă singură despre tot zbuciumul și toată lupta mea de a-l păstra pe tatăl copilului meu în viața noastră împotriva ceea ce simțeam, pentru că, așa cum spuneai și tu, Gaspar, atunci când te desparți nu mai vrei să fii simpatic și prietenos, și astăzi încercăm să le dăm o mână de ajutor celor care au copii din alte relații. Celor care uh, se îndrăgostesc de oameni cu copii din alte relații, celor care au copii care se cuplează cu oameni, cu alți copii, <gântuia> pentru că suntem toți implicați în povestea asta, da. știi? De la bunicii care se trezesc cu uh, trei nepoți, uh, cu, de la același bărbat cu trei mame diferite și ei sunt bunicii tuturor copiilor și trebuie să gestioneze lucrurile, Doamne, ce complicat <gântuia> e! Complicat și frumos în același timp, nu? Am fost la teatru săptămâna, acum două săptămâni, la Metropolis. Am văzut spectacolul uh, Casa de uh, Păpuși, partea a doua, așa se numește, cu Oana Pelea în rolul principal. Este o continuare a unui spectacol Nora, Casa de Păpuși, a lui Ibsen și este fabulos, fabulos. Este despre prețul pe care îl plătesc toți membrii unei familii atunci când mama sau tata aleg să descopere cine sunt ei cu adevărat și își iau lumea în cap și pleacă. De data asta a plecat mama și are niște e un text absolut fabulos dar mi-am amintit acum că în spectacol spune la un moment dat personajul jucat de Oana Pelea peste 30-40 de ani nu va mai mira pe nimeni că o mamă și un tată nu rămân împreună de dragul copiilor lor și m-a lovit hmm. așa puțin pentru că noi trăim aceste vremuri da. și sunt din ce în ce mai mulți oameni care aleg să fie fericiți și să crească niște copii fericiți, armonios, chiar dacă ei nu mai locuiesc sub același acoperiș. E dreptul fiecărui om să-și descopere calea spre fericire și să facă acele schimbări și ajustări în propria viață, fără să ne mai ascundem în spatele copiilor, trăind cu impresia, credința că dacă lor o să le fie bine și nu o să, fi, o să ne fie bine. Sigur că e importantă starea de sănătate și de fericire a copilului, însă de cele mai multe ori e recomandat ca acel mic să se încarce de la părinte și nu invers. Eu am cunoscut la un moment dat. Uh... O familie în care erau șapte adulți care sugeau energie de la un singur copil. Deci era mama tata, bunicii materni, bunicii paterni, și mătușa, și toți își puneau speranțele fericirii lor într-o mogâldeță de patru în care nu înțelegea nimic. Era o luptă fantastică acolo. Am zis că încercăm să aflăm împreună, cum pot părinții noștri să accepte că trăim alte vremuri și că eu m-am îndrăgostit de un bărbat care are un copil dintr-o altă relație. Sau tu te-ai îndrăgostit de o femeie și vrei să te căsătorești cu cineva care vine cu trei copii la pachet. Da. Tu l-ai, tu lai ai Todosie. <ră> Știi că eu am trăit asta? Da? Da. Povestește-ne. La 19 ani, eu m-am îndrăgostit pentru prima oară în viața mea de un bărbat care avea un copil dintr-o altă relație. Și nu am mai, mai E prima dată asta. când vorbești da, despre asta. Cam și uitat. Acum, abordând tema, mă gândeam că de fapt eu am trăit și postaza asta și cealaltă. Și băiețelul lui... O, o, o frumusețe, eram foarte tânără imaginează, 19 ți aveam ani, doamne, ce era mai tânără decât e Maia mă gândesc la drama părinților mei deci ai mei au fost distruși. Dărâmați. Dărâmați. Pe de o parte, pentru că am făcut asta, mm -hmm. eu, uh, bijuteria coroanei familiei, care eram copilul cu cel mai mare potențial de a se uh, Dezvolta. realiza în viață, m-am mm -hmm. îndrăgostit de un bărbat care avea un copil dintr-o altă relație și urma să mă mărit cu el ceea ce am și făcut și doi, sufereau îngrozitor de mila copilului care trebuia să aibă o mamă vitregă, adică pe mine, și de ce părinții lui s-au despărțit? Deci, înțelegi ce le-am făcut eu acestor oameni în anii hmm. 90? Și cu toate astea au înghițit, din, au strâns din. Au linț, învățat să accepte. Au învățat tata, a suferit foarte. Deci, tata, când se uita la copilul l-a bucat plânsul. <laughs> pentru că el își dorea un nepoțel, dar dar n a putut niciodată să-l privească altfel decât mm -hmm. pe copilul acelui bărbat. Cât a durat? Uh... A durat vreo 2 ani. Oh. Bine, la 21 deja eram divorțată. Mm -hmm. Și nu întâmplător am întrebat cât a durat pentru că avem nevoie de timp să ne obișnuim cu toate aceste schimbări pe care le aduc copiii în viața noastră. Avem nevoie să ne reașezăm povestea din minte apropo de cum vedem viitorul copilului, apropo de ce ne dorim pentru copil. Și aici cred că e un aspect despre care vorbim atât de rar și atât de puțin, Mirela, apropo de faptul că, da, copilul vine cu tot felul de surprize și e de responsabilitatea, datoria adultului, a părintelui, a îngrijitorului să primească aceste surprize. Și chiar dacă e o perspectivă nouă, inedită, vorba ta acum în urmă cu cât ani s-a întâmplat 30. asta? 30 de ani. Să vină bibeloul tău cel mai de preț din familie cu un partener care mai fusese căsătorit, care Înțelegi avea copil. că eu aveam 19 ani, mă pregăteam pentru facultate și aveam grijă de un copil care nu era al meu. Exact, exact. Și tata și mama băgase în mine toate ce are ca să fac școală la Cluj și să și și putem înțelege, universitar. putem înțelege de ce a fost tatălui tău atât de greu, pentru că probabil că au fost atât de multe emoții negative Creative, frică, furie îngrijorare, frustrare, frustrare rușine, vinovăție exact, exact, pentru că vorbim de vremuri în care toate aceste aspecte nu erau atât de frecvent întâlnite pe cât sunt în prezent nu, probabil în că tata se uita de jur în prejur în familie, vecini, nimeni. rude nimeni, exact, Citesc. nu trecuse prin asta nimeni nu a mai făcut așa ceva cu părinților da. și atunci evident că nu e ușor nici de acceptat, nu e ușor nici de integrat acești noi membri în familie și că avem nevoie de timp. Și avem nevoie de timp pentru că uneori timpul cumva ne poate decide viitorul. În cazul vostru s-a întâmplat doar 2 ani după care povestea s-a încheiat și nu a fost nevoie ca părinții tăi să depună mai mult efort, doar da, să fie răbdători și înțelegători. Să știi că nu i-am ajutat deloc. Bine, eram foarte tânără, eu am o scuză, la 19 ani nu știam ce... Cei cu capul meu și ce mi se întâmplă, și eram convinsă că o să trăim într-o scorbură și o să ne hrănim cu rădăcini. Și veți fi că toți cita... trei fericiți? Uh, nu. 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 Doar eu cu el. Am înțeles. Pentru că știam foarte clar că acel copil are o mamă care uh -huh. îl iubește, uh -huh. era viața ei și uh, periodic se întâlnea și cu tatăl. Era, dar era foarte drăguț că uh, îl întrebau colegii noștri de muncă, e omul cu care eu am plecat la satul mare, și îl întrebau pe copil, pe cine iubești mai mult, pe tati sau pe mami? Și el cea, pe Mirela. <laughs> <laughs> pentru că era un copil care se juca cu el și eram în continuare extrem de ludică și uh, pasiunea mea pentru copii e dintotdeauna. Dar pe părinții mei n-am știut să-i ajut. Pentru că? Pentru că mi s-a părut putut normal, să ajuti, normal să le impun. Am, că n-ai avut disponibilitate da, față de ei da, să-i da. să susțin procesul ăsta de înțelegere exact. și de acceptare. Exact. Am înțeles. Cumva așteptarea ta era că dacă te iubesc suficient de mult, să se execute cât mai repede, exact. fără niciun comentariu, fără nicio replică și să accepte decizia ta. Hai să-i ajutăm pe oamenii care se confruntă cu situația asta să-i uh, uh, să, să ajute la rândul lor pe părinți. Să înțeleagă deciziile lor. Primul lucru e să ne reamintim că părinții noștri nu s-au îndrăgostit de femeia sau bărbatul de care ne-am îndrăgostit noi. Ceea ce din start înseamnă de că mă, nu, au trebuie, cum, bă. exact, că nu au cum să dea dovadă de la fel de multă deschidere, empatie, bunăvoință, curiozitate și așa mai departe. Noi știm că omul îndrăgostit e în stare să facă absolut orice de dragul partenerului, inclusiv să-l primească în viața sa cu 2-3 copii, dar acest lucru nu este valabil și pentru părinții noștri, frații noștri, copiii noștri, dacă și noi avem copii dintr-o altă relație. Deci cumva să facem această diferențiere cât mai clar. După care să ne reamintim Mirela cât mai concret faptul că fiecare membru din familie, inclusiv părinții, copiii noștri, au dreptul să trăiască propriile emoții, propriile sentimente și să-și exprime punctul de vedere chiar și atunci când vine vorba de ceva ce ne privește pe noi. Pentru că niciunul dintre noi nu suntem complet deconectați de familia de origine. Cumva eu sunt responsabil pentru părinții mei, pentru frații mei, copiii mei, nu doar de relația mea proaspăt, descoperită, conturată, unde îmi duc cea mai mai frumoasă energie, cea mai multă atenție și așa mai departe. Deci, cumva să-mi dau seama că nu se pierde tot ceea ce a fost înainte, chiar dacă mă port ca și cum s-ar fi pierdut. Cumva mm -hmm. să revin cu picioarele pe pământ. E minunată iubirea, este extraordinară, însă să nu-i privăm pe cei dragi de respectul nostru, bunăvoința noastră și după aceea să ne dăm seama că e nevoie de timp. E nevoie de timp să ne obișnuim, e nevoie de timp să se obișnuiască cei din jur și că pe măsură ce trece timpul, așa cum probabil. Ca a fost și în cazul tău, s-ar putea ca această iubire să se dizolve și să nu mai avem aceleași așteptări din partea celor din jur pe care le-am avut în urmă cu câteva luni sau în urmă cu un an sau doi. Ok, o să mă mai gândesc la asta. Eu știu sigur că sunt pregătită dacă mi s-ar întâmpla așa dacă ceva. Dacă ar veni mai care... acum. Da, 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 uh -huh. că adică n-ar fi nicio problemă. Iar mie mi-a spus cineva la un moment dat, unul dintre cele mai frumoase lucruri, apropo de faptul că sunt singură și că, căutarea unui partener de atâta vreme, mi-a zis, măi, pe tine o să te găsească un copil, nu un bărbat. <laughs> <laughs> și mi s-a părut așa foarte frumos, știi? Uh -huh. dacă... Un copil care îi va spune părintelui, hai să ne -a apropiem de Mirela. Da, un copil, o să mă iubească un copil și tatăl o să mă observe, nu știu, uh -huh. în sensul ăsta. Cred că asta ar fi idealul pentru astfel de situații. Să, să te apropii de copilul ăla și să te vadă copilul ăla cu inima așa cum poate nici măcar Partenerul nu reușește să te vadă. Să, nu, să te uiți la el și să nu uiți că este un copil. Exact, exact. Și ar fi minunat dacă ar exista aici reciprocitate, nu dacă doar copilul să mă aprecieze, cuie, dar și eu să-l apreciez. Dacă n-ai ști că e copilul celeilalte femei sau copilul mm -hmm. celuilalt bărbat, s-ar putea să vezi în el doar bucuria și. Um, Purățenia și puritatea, puritatea. Da? dar pentru că știi că este rodul iubirii acestui om care a avut viață sexuală înainte de tine <laughs> <laughs> și nu numai, parcă ceva acolo nu E multă să... posesivitate da, uneori în astfel da, de da. momente și ne-am dorit ca partenerul să nu fi trăit nimic frumos înainte să fie ajuns noi în, în viața ei sau în viața lui. Să fi fost doar o întâmplare. Care e o perspectivă un pic infantilă, trebuie să ne asumăm cu toții. S-ar putea ca fiecare dintre noi să ne amintim acum de relații în care am făcut asta. Știi că e foarte însă... simplu că nu sunt copii la mijloc. Uh -huh. La fel cum e foarte simplu când nu ai un copil, tu nu ți dai seama cum îmbătrânești. Dar eu când mă uit la fica mea care e cu un Cât cap mai mare, mare ca mine, E de frumoasă. Eu nu mai pot să mă păcălesc că ne-am îmbătrânit. Că. Știi? Uh -huh. La fel e dacă întâlnesc pe cineva care n are copii. Uh... Nu am dovada faptului că au existat și alte femei pe care l a iubit înaintea mea. Un copil da, este dovada da, a faptului că... Vie, pe care nu ai cum să o ștergi. Că mai putem să iubim copilul altcuiva dacă nu e copilul nostru? Sunt foarte convins că da. Uite, eu am trăit această experiență, e adevărat, eram foarte tânără, dar... Pun cu toată onestitatea că este o diferență imensă între cum uh, o iubesc pe Maia, pentru care mi-aș da viața, o iubesc necondiționat, trec peste orice, adică nici măcar nu-mi pun nicio secundă, nicio problemă, și uh, n-am simțit niciodată că celălalt copil este și copilul meu. Ne referim la relația aceea. Da. Nici n-a fost timp suficient de mult e greu să iubești în doi ani un copil așa cum înveți să-ți iubești propriul copil pe care l-ai purtat în corpul da, tău. pe îl care... iubești înveți să-l sau te naști cu asta? Eu zic că înveți să-l iubești. Iubirea e de atât de multe feluri okay. și avem nevoie să învățăm ce înseamnă iubirea pentru celălalt, nu doar ce înseamnă iubirea pentru mine. Și avem nevoie de timp aici, avem nevoie de experiențe, avem nevoie de momente în care să fie greu pentru că noi avem tendința de a respinge Emoțiile dificile, fără să conștientizăm că uneori, exact din momentele dificile și emoțiile complicate, ne vor duce către iubire. Pot să iubesc un copil străin, dar nu pot să-l iubesc pe copilul partenerului meu din altă relație, pentru că ego-ul nu mă lasă, pentru că sunt geloasă, pentru că sunt posesivă? Pentru că mi-e frică. De ce? Îmi e frică că niciodată partenerul nu o să mă iubească atât de mult pe cât l-a iubit pe părintele Cerea. copilului. Exact, pentru că îmi e teamă. Uite, sunt foarte mulți oameni care trăiesc cu această credință că iubirea adevărată se simte o singură dată. Și dacă tu ai avut o relație cu un bărbat alături de care ai un copil absolut minunat și acolo a fost iubirea ta adevărată și dacă mintea îmi spune că nu poți să iubești adevărat de mai multe ori, evident că toată această spaimă, toată această îngrijorare, anxietate, angoasă e acolo și mă macină și voi respinge realitatea în loc să gestionez această energie, în loc să fac ceva constructiv și o să fiu mult mai înțelegător cu alți copii pentru că acolo miza nu e atât de mare pentru mine. Nu pierd nimic. Exact. Din păcate nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și aș vrea să te gândești ce facem pentru săptămâna viitoare, să ne dai o temă de lucrat și să ne gândim la o întrebare pentru Facebook. Eu aș vrea să dăruiesc două cărți. E vorba mm -hmm. despre pledoarie pentru mami și tati. Este o carte la care țin foarte tare. Este o carte în care eu am pus bucăți din toată zbaterea mea de mamă singură și uh, este scrisă cu foarte multă sinceritate și cu foarte multă onestitate. Foarte mulți avocați, la momentul în care a apărut această carte acum 5 ani, o cumpărau la dublu pentru cuplurile aflate în Divorț. procese de custodie, mm -hmm. ah. pentru că încerc să le arăt oamenilor cât de important e să ne înțelegem părinții biologici să facem înțelegeri bune la masa din bucătărie înainte de a ajunge la judecător și uh, îmi recunosc fricile urgoliile și toate prejudecățile cu care m-am confruntat atunci când m-am despărțit de tatăl copilului, dar pe care le am, am reușit să le depășesc într-o mm -hmm. foarte mare măsură și cu o luptă, cu sânge adică n-a fost cu ușor mm -hmm. cu muncă până Bacur sânge din bătături dar am reușit să fac asta și o dăruiesc cu drag cuiva uh, care ascultă emisiunea și cealaltă carte care este Sara și cei opt pitici este proiectul meu de anul ăsta pentru că eu vreau să le construiesc acestor copii o casă, hmm. pentru că îmi doresc ca ei să aibă acel acasă pe care nu l-au avut niciodată și pe care orice copil ar trebui să-l aibă. Ce Mi se pare, pare că e unul dintre cele mai frumoase acte de caritate, obiective, mai ales acum că suntem în luna februarie, în luna iubirii și ar fi minunat dacă nu am duce iubirea doar spre ideea de cuplu, ci și spre semenii noștri, spre acei oameni care nu sunt atât de privilegiați pe cât suntem noi. Iar provocarea pentru săptămâna care urmează e să ne uităm de jur împrejur și să fim foarte, foarte curioși, Mirela, pentru a descoperi cât de multe manifestări are cuvântul familie. Okay. Să ne dăm seama că există, așa cum spuneam la începutul conversației noastre, familii în care sunt ambii părinți prezenți, familii în care sunt doi părinți cu copii din alte relații, familii în care există părinți cu copii din alte relații și un copil sau mai mulți copii pe care i-au făcut împreună și cresc împreună. Să, să ne lărgim un pic perspectiva asupra cuvântului familie, să nu trăim în acea atitudine limitată și îngustată a minții noastre. Și trebuie să le punem o întrebare pe Facebook, pentru că așa s-a obișnuit, pentru cărțile pe care le oferim în emisiunea de astăzi, ei ar trebui să ne scrie pe Facebook la comentarii. Să ne dea câteva definiții, dacă ești de acord, cu privire la iubire apropo de, de faptul că iubirea nu e, nu are o singură formă nu are o singură definiție ci pot exista nenumărate forme și nenumărate definiții și din partea paginii de psihologie recompensa e volumul Viața în doi când suntem trei o carte despre cum putem duce energia și spre relația de cuplu fără să uităm de cât de important sunt copiii în viețile noastre Perfect. și cineva dintre cei care vor scrie la comentarii pe Facebook vor primi aceste trei cărți Sara și cei opt pitici, Plădorie pentru mami și tati și viața în 2 când sunt 3. 3 3, 4, 5, depinde Și par mâine te aștept cu ciocolată, trandafir mm -hmm. și inimioare cu mare, mare drag și să-mi cânti uh, cine, Cele mai frumoase cine? cine te iubește mai mult de dragoste <laughs> Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu, a fost o plăcere A fost o bucurie, uite că am povestit ceva ce nu am mai povestit niciodată despre întâmplarea pe care eu am trăit-o și pe care o și uitasem uh, hmm. undeva acolo. Știi asta apropo de ce discutam într-o altă emisiune, că uităm anumite lucruri din copilărie sau din trecut, din tinerețe, adolescență dar ni le putem reaminti dacă suntem în dialog. Deși am înțeles foarte multe din uh, întâmplarea aceea și am dus mai departe de lucrurile pe care le-am înțeles în viața mea. Le spunem ascultătorilor noștri că emisiunea asta va fi urcată astăzi la ora 12, sub formă de podcast pe Spotify, și ea poate fi ascultată și vizionată ca să vedeți ce drăguți suntem. Ne puteți și vedea pe canalul de YouTube Europa FM. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc frumos! Îți doresc o lună plină de iubire! și să ne vedem cu bine și mai vreau să le spun oamenilor că îi rog să se ducă spre Fundația Zurli acolo unde noi suntem în plină desfășurare a campaniei Adoptă o mamă, pentru că vine 8 martie și deja suntem la a șaptea ediție în care mamele care pot mai mult și au mai mult decât le trebuie să facă lucruri pentru mame care au nevoie. Dar săptămâna viitoare o să vorbim mai multe despre asta. Mulțumesc, Gaspar! Iar voi, dragi ascultători, vă reamintesc: în spatele unui copil lumină e un părinte soare. Mirela Retecan și Gaspar Gheorghie, antrenorul părinților la Europa FM.